La vârsta pe care o am acum, dacă cineva mi-ar zice să aleg o mașină electrică în locul unei mașini termice, aș zice nu. Și mai ales dacă m-ar pune cineva să aleg un SUV în locul unei mașini mai mici, tot așa, aș zice nu. Ei bine, mi-a schimbat un pic părerea de când testez mașina asta, pentru că lângă mine este BMW iX1, adică varianta electrică a lui X1, și nu vine să cred că zic chestia asta, dar aș alege oricând varianta electrică peste orice variantă cu motorizare clasică a lui BMW X1. Bine, încă nu mă pronunț cu modelul M35 care o să apară, dar o să vedem atunci care e faza și cu el. Dar care e faza cu mașina asta până la urmă? Ei bine, este varianta electrică a ultimei generații de BMW X1, adică a treia, și este ideea asta nouă de la BMW de a oferi modelele cu toate sistemele de propulsie posibile, exemplu iX3, i4 sau i7. Așa au făcut și pentru BMW iX1, pentru că dacă faceți aminte, când am făcut review cu Dan cu X1 xDrive 23i, și dacă vreți să vedeți acel review, aveți aici un link, am spus că acum pe acest model ai și variante diesel, ai și variante benzină, și plug-in hybrid și varianta electrică. Iar producătorul german face o treabă atât de bună cu mașinile electrice, încât dacă mă întrebați pe mine, X1 l-aș lua oricând peste orice model de X1, i7 mi se pare o mașină absolut genială și nu știu dacă seria 7 normal poate să-i facă față, X3 din nou pe care l-am testat, o mașină incredibilă, superb de condus și clar peste orice X3 pe care eu l-am condus, iar i4 din păcate n-am apucat să merg cu el, dar din ce am înțeles de la colegii mei jurnaliști auto, la fel, o mașină minunată. Așadar, când vine vorba de prețuri, un iX1 pleacă de la 56.000 de euro cu TVA, cu 20.000 de euro mai mult decât un X1 normal. Bine, acolo vorbim de varianta K-Line cu cea mai slabă motorizare. Și ca să fim sinceri, dacă vrei să-ți iei un X1 cu performanțe apropiate de această mașină, te uiți la un X1 30e, adică varianta plug-in hybrid, care și aia are un preț de plecare de 50.000 de euro cu TVA. Asta are un preț de plecare de 56.000 de euro cu TVA și cu ce dotări și opționale în plus mai are pe ea, are un preț de listă de 75.000 de euro cu TVA. Mă rog, mai scad subvenția de la asta și ajungi undeva la 65-66.000 de euro cu TVA. Acum vă rog să spuneți în comentarii dacă vi se pare prea mult sau dacă este un preț în regulă pentru ce îți oferă această mașină. Dar oricum știu sigur că dacă vreți o mașină nouă este mega, mega simplu. Doar intrați pe autovintage.ro, puneți acolo ce vă doriți de la o mașină, opționale, culoare și așa mai departe, iar în cel mai scurt timp cu putință, dealerii parteneri vor reveni pe e-mail cu răspunsul la cerințele voastre. De acolo este mega simplu sau mega greu, depinde de voi, pentru că o să aveți o mulțime de oferte bune din care trebuie să alegeți. Și am ajuns și la capitolul design exterior. Și ca o chestie foarte interesantă, BMW iX1 nu are o platformă dedicată, este făcută pe aceeași platformă cu vărul cu motor termic. Deci ce vedem în partea din față? Avem aceste faruri full LED matrix, logo-ul BMW înconjurat de acest cerc albastru, ceea ce înseamnă că este o mașină electrică, grila asta care mai nouă este și mai dreaptă decât la varianta trecută, deci grila este închisă pentru că motorul nu are nevoie de răcire că este o mașină electrică, dar ca idee, aici jos avem această gură deschisă care ajută cu răcirea bateriei. În același timp vedem că și în față, chiar dacă este pachetul X-Line, da? Deci nu este pachetul M-Sport să aibă multe elemente sportive, aerodinamice și agresive, tot avem câteva elemente ce ajută foarte mult cu aerodinamica și dă un aer sportiv. Mai vine partea asta de jos de aici, frumos, care se combină foarte drăguț cu aceste elemente. Apropo, avem elemente cu albastru și în față, că și pe lateral, pentru că este o mașină electrică. Avem aceste prize de aer care sunt reale, un lucru foarte, foarte plăcut. Pe capotă vedem faptul că BMW s-a dus foarte mult pe ideea de sportivitate și agresivitate, chiar și pe modelele entry-level, pentru că până la urmă i3 nu se mai fabrică, deci teoretic iX1 este varianta de entry-level la electrice pentru BMW. Capota are forma asta, adică vedeți, aici este mult mai ridicată față de zona asta și dungele astea vin așa frumos în jos și chiar îi dă un aer din ăla foarte masiv și agresiv și bărbătesc, așa puternic. Mașina asta are un coeficient aerodinamic de 0.22 și din segmentul ei este cel mai bine. Ca rivali avem Mercedes-Benz EQA, Volvo XC40 Recharge, Audi Q4 e-tron și mai nou și Nissan Ariya este un rival pe măsura lui iX1. Sunt multe elemente ale caroseriei care ajută cu acest lucru și pe lateral mai vedem faptul că avem jante pe 19 inci cu un design din nou care ajută mult cu coeficientul aerodinamic. Mergând mai departe, la fel și oglizile au un design care ajută tot cu treaba asta, deci totul pe exterior este gândit pentru o aerodinamică cât mai bună. În același timp, mânerile ușilor sunt frumos introduse în caroserie, o chestie pe care BMW încearcă să o aplice cam la toate modelele noi. Aceleași elemente albastre care indică faptul că este un iX1, nu un X1 normal. Ușile nu acoperă pragurile, deci mare atenție la
pantalon pentru că te vei murdări. Și îmi pare rău că mașina este un pic murdară, tocmai ce am spălat-o și în drum spre locul de filmare a venit o ploaie de aia foarte puternică de 3 minute și aia a fost. Mergând în spate vedem că fiind pachetul X-Line și nu are pachetul exterior Shadowline, toate elementele astea sunt cromate. Dacă țineți minte la X1 pe care l-am filmat acum câteva luni, erau toate aceste elemente cu negru și din punctul meu de vedere arătau mult mai bine decât părțile astea cromate. În partea din spate începem cu ce trebuia să fie clasica aripă de rechin de la BMW. Mie mi se pare că arată ca o testoasă. Mergem mai departe. În zona asta avem aceste elemente aerodinamice care ajută din nou cu eficientă. Am tot spus asta pe partea de exterior. Și îmi place că nu se termină așa brusc dintr-o dată. A prelungit un pic partea asta din spate pentru a avea mai mult loc la bagaje în portbagaj. Ce mai vedem aici? Stopurile clasice pentru noua linie de design de la BMW 3D și cu niște triunghiulețe foarte drăguțe pe care le vedeți acum pe insert. Același logo BMW conjurat de cercul albastru, X-ul numele modelului, BTR de la baterie și vedem că în partea asta de jos nu se întâmplă foarte, foarte multe pentru că nu avem niște țevi reale de eșapament nefiind un motor termic și difuzorul de aer este cât de simplu se poate, nu face foarte multe, doar un element de design și atât. Și din nou elementele albastre. Că toți suntem aici, vorbim și despre portbagaj. Aici avem camera de marș arier. Portbagajul este acționat electric. Deci nu minte, la varianta cu motor termic ai un volum de 540 de litri. La X1 ai un volum de doar 490 de litri pentru că bateria este fix sub podeaua aceasta, unde înainte era un spațiu de postare în plus, acum ai doar un spațiu pentru cabluri. Dar, din nou, 490 de litri nu este o cifră rea. Ce mai găsim aici? Păi, mai avem câteva spații de postare. În zona asta un spațiu delimitat de această bandă fitness de făcut biceps. Aici, încă un spațiu de postare unde regăsim kitul de siguranță auto, o priză de 12 V, cât și un cârlig acționat complet electric care este foarte rapid în 5 secunde. Încă 4 puncte de ancorare pentru plase de încumpărături și așa mai departe. Și cum spuneam, aici avem zona pentru cablurile de încărcare. Și cam atât. Iar acum să rabatăm și bancheta spate să vedem cum stăm cu suprafața de încărcare. Pentru a rabata bancheta spate avem aceste șufe de care tragem. Deci ai tras. Am zis ai. Deci ai tras și a plecat. Și acum, după cum se poate observa, nu este o suprafață plană de încărcare, dar nu este nici atât de înclinată încât să te deranjeze. Deci poți să bagi ceva mai voluminos și ceva mai mare în spate. Și acum când închizi, centura de siguranță nu se va prinde. Deci, big like BMW. Și nu vine să cred că am uitat să vă spun despre partea mea preferată la exteriorul lui X1, și anume culoarea. Este un gri frozen absolut superb și mega elegant. Și nu sunt neapărat un mare fan al griului, dar uitați cât de bine arată. Totuși, dacă nu vreți o culoare atât de plictisitoare, puteți oricând să optați pentru un turcoaz sau pentru un portocaliu care arată foarte, foarte bine, mai ales în lumina soarelui. Deci, X1 primește o baterie cu o capacitate netă de 64,7 kWh. Este un model X-Drive, da? Deci înseamnă că are tracțiune integrală. Păi cum? Simplu, are un motor electric pe puntea față, un motor electric pe puntea spate. În total dezvoltă 313 cai putere cu un cuplu motor maxim de 494 de Nm. Astfel, prinde suta în 5,6 secunde, un lucru impresionant pentru o mașină de 2 tone, iar viteza maximă este limitată electronic la 180 de km/h. Autonomia VLTP declarată este undeva între 414 și 440 de km. Ai încărcare și AC și DC, AC-DC. Și ca idee, la o priză de încărcare rapidă, de la 10 la 80% îți va lua doar 29 de minute. La BMW, pentru aproximativ 400 de euro, primește acel service inclusiv de 4 ani. Și când e vorba de siguranță, na, normal, X1 fiind făcut pe aceeași platformă cu X1, are aceleași rezultate. Și anume, 89% siguranță la adulți, 86% siguranță la copii, protecția pietonilor a avut un calificativ ceva mai slab de 76%, iar sistemele de siguranță foarte bune au un procentaj de 92%. Interiorul lui BMW X1 și lui BMW X1 normal a avansat foarte mult față de generațiile trecute. Și când vorbim de modele entry level în mărcile de lux, BMW-ul stă, cred că, cel mai bine, în special când vine vorba despre producătorii germani și când vine vorba despre materiale. Apropo, idee! Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți dacă ne cumpărăm un aparat de la care se numește de fapt durometru și îl pui așa pe fiecare suprafață a mașinii, pe fiecare material și spune cât de dur este. Mi se pare o idee genială, dacă și voi sunteți de acord, spuneți în comentarii. Și cum să ne întoarcem înapoi.
Deci pe planșa de bord doar materiale moi foarte plăcute la atingere. După aceea când cobori cu mâna, ai inserția asta de aluminiu care este elegantă. Pe aici doar lumini ambientale care normal pot fi schimbate în tot felul de culori. Aici în zona de jos, da, corect, scratchy plastic, dar din acela plin, știi, care nu te zgârie foarte rău pe urechi și care nu ți agață unghia, nu se simte atât de urât la atingere. După aceea, în zona ușii, în partea superioară, se continuă foarte frumos materialul de pe planșa de bord, cu aceleași cusături elegante și drăguțe. Mânerul ușii, ceva ce n-am mai văzut la BMW până acum, mă rog, până la X1 și X1, foarte, foarte tare arată și așa, aerodinamic și sportiv, zici că e mâner de ceva mașină în supersport. Aici vedem că avem sistemul audio Harman Kardon și ca o chestie foarte interesantă, vine în standard acest sistem cu 12 difuzoare care se aude al naibii de bine. După aceea când coborăm cu mâna, iarăși lumina ambientale, avem acest mâner de ușă pe aceeași idee de sportivitate și de formă de triunghi, cum am văzut și în stopurile lui iX1, în zona unde îți vei ține mâna, piele foarte frumoasă, în culoarea asta pe care o vedem și pe scaune și în zona asta care se numește Vernasco Mocha. Adică este un fel de maroniu spre vișiniu, ciocolatiu, arată absolut superb, din nou o treabă foarte bună făcută de domnul Sheremet cu configurarea mașinilor. Și că tot am spus de scaune, sunt foarte confortabile într-un stil clasic BMW, ele acum vin încălzite, poate să vină și cu funcție de masaj, poate să vină și ventilate. După aceea, în zona centrală, din nou, material din piele în zona cotierei. Aici, în zona asta, foarte, foarte mult piano black, dar totuși observ că nu se zgârie chiar atât de repede. Ok, sunt 2-3 pe aici, dar nu e atât de grav pe cât se putea. Din punct de vedere ergonomic, e clar, toate butoanele, aproape toate butoanele fizice au dispărut din mașina asta și încă o chestie care a dispărut, numai selectorul de iDrive. În schimb, singurele butoane fizice care au rămas pe mașina asta, în afară de cele de pe volan, acestea pentru degivrarea lunetei, cât și degivrarea parbrizului. După aceea pe consola centrală avem butonul fizic de avarii, senzorii de parcare, start-stop, selectorul de transmisie, mai este ăla clasic, este ăsta stil ungheră, cum îmi place mie să-i zic, My Modes, Driving Assistant, sistemele de siguranță și asistență ale mașinii, un pic de engleză pe la colțul gurii, Auto Hold-ul, rodița de volum, foarte antistres, dacă mă întrebați pe mine, și de aici dai melodia următoare sau cea de dinainte, și acest buton care deschide cotiera, îmi place că e așa un pic diferit față de alte modele. Că tot am spus de ergonomie, deci sistemul de climatizare a fost direct introdus în sistemul de infotainment. Și îmi place până la urmă, adică sunt foarte multe discuții și corect, la început nici mie nu-mi plăcea toată nebunia asta de tabletă unită, dar haideți să fim serioși până la urmă și sincer, că nu arată ca două ecrane lipite așa cu super glue și AE. Se vede că e ceva high-tech, că a fost multă inginerie în spatele combinației astea de ecrane. Deci aici ai tot ce trebuie, climate menu, trebuie să faci totul fizic pe aici, volan încălzit, ventilatorul cât de tare, cât de încet, scaune încălzite și așa mai departe. După aceea, în meniu, e clar, ai foarte multe aplicații și foarte multe lucruri pe care le poți face cu această mașină. Este foarte ușor de folosit, ca un telefon mobil. Niciodată nu mi s-a blocat, nu mi-a dat vreo eroare, se mișcă mega, mega rapid și foarte bine. Și mai regăsim ca niște chestii foarte interesante, cum sunt gurile de ventilație. Deci, aici mi se pare foarte tare că sunt două pentru pasager unite, deci chiar arată mega interesant. Aici, la fel, una mare în zona centrală care este, se vede că este doar pentru șofer, că vine doar înspre mine, și mai am asta clasică mică aici. Și avem și acest plafon panoramic care vine foarte bine, pentru că, după cum vedeți, în afară de scaune, tot plafonul este negru și are fost un spațiu mult prea întunecat. Și acum să vorbim despre practicalitate. Și BMW iX1, pentru segmentul din care vine această mașină, stă al naibii de bine. Deci, aici avem două suporturi de pahare. Încape o sticlă de un litru foarte lejer, dar mai atenție cu acele pahare mici de cafea de espresso, pentru că s-ar putea să se bălângâne pe aici, să se verse, să fie o nebunie totală. Încă un lucru foarte interesant și inovator, și de fapt destul de simplu de implementat, dacă mă întrebați pe mine, acest suport de încărcare wireless al telefonului, care este vertical, l-ai prins cu chestia asta, mă rog. Deci, uite cât de bine stă, mi se pare foarte tare și foarte amuzant. Mai departe, aici avem două porturi USB Type-C. Aici, în zona asta a insuliței, care nu este plutitoare cum era, de exemplu, pe Renault Captur, este aici prinsă de piciorul ăsta. Un dita mai spațiu de postare cu o zonă aderentă, deci nu -ți vor fugi lucrurile pe aici și țin cap foarte multe chestii și ajută foarte mult, plusează foarte mult, pentru că în cotieră ai loc minuscul, de fapt minuscul e mult zis, foarte minuscul,
Bine, se deschide doar în partea asta, deci trebuie să vii pe aici pe sus. Deci ai loc doar de un card Renovatio și niște ouă Kinder. Mai mult nu ai loc. Iar torpedoul are dimensiuni chiar decente și buzunarele de uși la fel. Și acolo, dacă vrei, poți să pui telefon, portofel și sticla asta de apă. În standard mai primești un head-up display foarte configurabil și cum am spus, de partea asta de configurabil și dashboard-ul este la fel, pentru că te poți juca pe aici cu tot felul de elemente. Deci ai aici content-ul și poți să dai ce se apară. Busolă, hartă, elemente, GeForce-uri, muzică și așa mai departe. Este foarte configurabil, dar ca asta doar ca un conținut, pentru că gen ca layout rămâne cam la fel. Ai doar trei variante. Ai layout-ul ăsta sportiv, layout-ul normal standard și îl mai ai și pe ăsta care e ciudat. E doar ciudat și atât. Haideți în spate acum. Deschiderea portelor este și decentă, deci nu o să ai probleme când vrei să bagi un scaun de copil sau bagaje ceva mai voluminoase. Ca spațiul la picioare, deci scaunul se dă pe înălțimea mea de 1,85 m. Și dacă vreau să stau așa mai pe spate, din nou, e în regulă. La cap, chiar și cu plafonul ăsta panoramic, am mai mult de 4 degete de spațiu. Deci cred că și cineva cu o înălțime de 2 metri ar putea stai lejer în BMW iX1. Iar dacă vrei să stai pe scaunul din mijloc, trebuie să știi următoarele. Deci tunelul median este aproape inexistent. Scaunul din mijloc este un pic îngust, dar compensează faptul că aceste scaune din lateral sunt destul de late. Deci totuși, dacă te înghesui un pic de tot, poți să mergi la drum lung 5 persoane fără prea mari probleme. După aceea, aici vedem că avem cotiera, trage foarte frumos de aici, foarte lejer, în aceeași culoare de piele, care arată absolut bestial. Și suporturile de pahare sunt puse așa, deci nu o să cazi cu cotul în ele, nu o să te deranjeze, dar totuși dacă spui aici un pahar sau o sticlă și nu o să poți stai foarte bine așa, da? Deja sunt probleme de fițe, domnule. Și ca spații de depozitare, vedem că avem aici scaune, aceste plăsuțe. Pe tunelul central mai avem încă o zonă cu guri de ventilație și încă două porturi USB Type-C și chiar și un spațiu foarte mic de depozitare. Și buzunarele din uși sunt și ele destul de încăpătoare și din punct de vedere al calității fețelor de uși din spate, nu e la fel de bună ca cea din față, pentru că aici, ia uziți, plastic tare, un pic mai jos. Da, ok, în zona mâinii ai piele și așa mai departe și în zona de jos același plastic tare, dar aici sus nu mai ai piele. Nu mai ai cusături drăguțe, direct un plastic tare. Și încă un lucru de menționat, geamul nu se deschide în totalitate. Totuși nu este o problemă, pentru că linia de unde începe geamul din spate este destul de jos încât să poți să vezi foarte bine și să nu ai rău de mașină în spate. Înainte de a pleca la drum cu BMW iX1, să vă arăt și cheia. Na, e ok, normală de BMW, nimic interesant aici. Am vrut doar să vă arăt ca să vedeți și voi. Și camerele 360, care, ok, nu este cea mai performantă și cea mai bună rezoluție de la BMW, dar pentru segmentul ăsta stă foarte bine, n-am nimic de comentat până la urmă. Și acum să plecăm la drum. Normal trebuie mai întâi să pornești mașina, că așa e logic. Hai și start reversing assistant dacă vrei. Și haideți mai întâi să mergem cu mașina, pentru că avem mai multe moduri, mergem în modul expresiv. Pentru că știți foarte bine, la modelele electrice, BMW a colaborat cu nimeni altul decât Hans Zimmer, un nene, ca să zic așa, care a făcut foarte multe coloane sonore pentru multe filme celebre, ca, nu știu, The Lion King e primul care îmi vine acum și pentru Gladiator mi se pare și are multe premii Oscar-uri câștigate. Și pe modul expresiv se aude cam așa. Mă zic că am trecut de la video cu nave spațiale, cu cum era jocul la Chicken Invader, țin mă să pui undul la cu Chicken Invader. În primul rând, înainte să vorbim strict despre performanțele mașinii și cum se simte și cum se mișcă, haideți să mergem acum pe modul relax. Deja mă seacă un pic sunetul ăsta când încerc să vorbesc. Pe relax nu se mai vede absolut nimic. Mă rog, e un sunet ăsta super. Știi, e un sunet ăsta pe care ți se pare că l-auzi noaptea când te uiți la stele și de asta și o imagine cu stele. Ce a făcut BMW-ul din punct de vedere aerodinamic cu mașina asta este foarte, foarte impresionant. De ce zic asta? Pentru că ei au spus că, ok, nu am băgat în mașina asta vreun e-mode super nebun tehnologizat, n-am pus o baterie foarte mare sau, din nou, cu o tehnologie de ultimă oră. Tot ce am făcut a fost să facem câteva ajustări la partea aerodinamică a lui iX1 și astfel sunt niște procentaje foarte impresionante, pentru că l-am mers pe drumuri scurte
eficiența mașinii este dată de partea aerodinamică în procent de 38%, iar la drumuri lungi în procent de 64%, adică sunt niște cifre extrem, extrem de bune, doar pentru că ai făcut câteva tweak-uri din punct de vedere al părților aerodinamice. Deci foarte, foarte tare ce au făcut băieții de la BMW și fetele. Prima chestie pe care o observ la BMW X1 când te urci în ea, suspensia este un pic schimbată față de X1 normal, pentru că la viteze mici, la viteze de oraș, mi se pare destul de rigidă, știi, mi se pare mai mult rigidă decât ar fi nevoie, dar după aceea când mergi mai mult cu mașina și o scoți și în afara orașului, observ că este un echilibru bun, un echilibru necesar, aș putea spune, pentru că nu este atât de rigidă încât să te salte din scaun să ai probleme la denivelări accentuate, dar nu este nici atât de, nu are nici suspensie atât de moale încât să ai un ruliu de la nesimțit, să nu ai siguranță pe aia niciun viraj. Tocmai că voiam să vă arăt o chestie neplăcută, tocmai acum pot să vă arăt faptul că la ventilator ai mai multe viteze, ai very low, low, medium, high și very high. Ei bine, diferența între very low și low ca zgomot al ventilației este exagerat de mare, adică între low și very high nu ai aceeași diferență. De sincer, sunetul pe care l-auzi tu la low la ventilator și ăla pe care l-auzi la very high este aproape la fel. Și acum e pe very low, da? Nu se dă aproape nimic. Ai dat pe low și ca pornind la vita spățelii. După aceea când ai mai pe high, e mai intens, dar nu cu mult, știi? Asta așa, o notă personală scurtă. Și încă un lucru pe care îl observi la X1, ok, este o mașină cu tracție integrală, da, este un X-Drive, motor electric pe puntea față, motor electric pe puntea spate, dar într-un stil total neclasic BMW, mașina asta are o tentă foarte mare de tracțiune față, știi? Și acum pe linie dreaptă, cât de cât o să încerc să vă arăt, nu știu că se vede foarte bine în interior, dar roțile față scapă foarte repede aderența. Totuși, pentru că este o mașină inteligentă din punct de vedere dinamic, când ai nevoie, o bună parte din putere va trece pe puntea spate, dar de cel mai multe ori se comportă ca o mașină cu tracțiune față. De exemplu, aici, dacă vrei să pleci, pleci de pe loc și faci un stânga, dreapta, se pierde foarte multă aderență doar pe puntea față și le auzi cum scârție și cum se chiunie să prindă aderență. Din punct de vedere autonomiei, cum spuneam, au declarat la VLTP că undeva la 414-440 de kilometri. Ei bine, eu am la mașina încărcată full 100%, este vară și cu bateria încărcată 100% am avut o autonomie de 350 de kilometri și aia este cam reală, dar e bine până la urmă, adică nu e nici foarte wow, dar nici execrabil, e decent. Nu e chiar Tesla-ish ca autonomie, dar se descurcă, își ține bine terenul BMW cu modelul ăsta. Și pe urmă trebuie să ne și gândim, pentru că este modelul de intrare în gama de electrice al lui BMW, pentru că i3 a dispărut și mai e iX1, ai BMW iX, i7 deja e total alt teren și mai este i4 și iX3. Dar cel mai ieftin de tot este iX1, care totuși pleacă la 56.000 de euro cu TVA. Și totuși, pentru un model de entry level într-un segment premium, X1 se descurcă foarte bine. Chiar se descurcă foarte, foarte bine. Și îmi place că dintre toate modelele care au fost până acum, de toate generațiile, chiar dacă nu au fost multe, acesta este cel mai apropiat de X3. Adică se vede că e un X3 mai mic, știi? Cu totul. Înainte era o disproporționalitate foarte mare din punctul meu de vedere. Direcția, din nou, stil clasic, inginerie bavareză, are o greutate din naștere, de la mama, nu mama natură, că n-ai niciun sens să spui mama natură, de la mama fabrică din Bavaria, dar totuși ea se va întări un pic mai mult la viteze mai mari. Bine, acum nu vă imaginați că are vreo precizie nebunească sau că primești vreun mare feedback de la drum, că nu este cazul, dar chiar și cu greutatea asta din naștere și prin oraș te poți descurca cu ea, este destul de agilă, îmi place că nu îi simți neapărat proporțiile. Bine, mă rog, nu este tamai SUV, nu este o măgăoaie de aia, un tractor de la de SUV, dar are dimensiuni ceva mai măricele, dar nu-i simți neapărat foarte mult mărimea și volumul.
direcția până la urmă este cât de cât agilă. Deci acum suntem pe modul drive și e clar că fiind o mașină electrică avem și modul B, adică modul braking, adică one pedal driving. Și e destul de puternic, dar nu atât de violent cum găsești pe Volvo C40 Recharge, care are un pic de capul de parbriz. Da, na, și face treaba foarte bine și acela n-am ce să zic. Dar la acesta ai luat piciorul de pe accelerație și începe să frâneze și frânează și frânează și lucrează și cu toate camerele ca să vadă cât de aproape este traficul din față, să știe dacă se frâneze mai tare sau mai încet. Și ca idee, sistemul One Pedal Driving de la BMW va aduce mașina la un stop total până la 0 km pe oră și recuperează foarte eficient energie în baterie. Și acum, ca un lucru foarte amuzant, n-aveți idee cât de multă lume s-a uitat după această mașină. Nu m-a așteptat niciodată să primesc. Adică, știți, ca un mic paradox, înainte cu două zile de mașina asta, am avut un test SL63 AMG pe care deja l-ați văzut pe canal și, na, normal că multă lume s-a uitat după mașina aia pentru că arată foarte, foarte bine, dar nimeni cu acel SL nu mi-a făcut în trafic așa la mașină, gen să fie foarte, foarte tare. E bine, la BMW-ul ăsta stăteam eu la semafor și trecea lumea pe lângă mine pe trotuar și îmi făcea așa, gen, wow, foarte, foarte tare mașina, da, foarte tare. Ok, chiar arată bine, am ce să zic, dar nu mă așteptam să arate atât de bine. Și de asta de electric, deci chiar ai cuplul ăsta instant, nu stă niciun pic pe gânduri. Ai apăsat pe pedala de accelerație și a plecat, cum s-ar spune. Deci chiar se mișcă bine, bine de tot pentru un model de entry level și pentru o mașină care are 2 tone 100 aproape. Și cred că și contează ce jante ției, pentru că poți să iei de pe 17 până pe 20 de inci, noi avem pe 19 inci, poate dacă avem pe cele pe 17 ar fi fost un pic mai confortabilă situația. Bun, deci acum suntem în zona asta pe câmp, aici nu sunt case stânga-dreapta, nu prea trec mașini și acum haideți să mergem un pic mai autonom, să lăsăm pe ea să-și facă treaba. Deci, apăsăm pe set pentru a seta o viteză, în cazul nostru, să zicem, 69. Ce, nu poți să setez mai mic? Lasă-mă să setez mai mic! Fratei! Deci, set, press button to activate, 30 km pe oră, bun. Deci am setat toate astea acum și acum trebuie să meargă, deci am merge și ține banda singură acum, am reușit, nu știu ce naiba s-a întâmplat la început, deci am reușit și vreau să văd că după 5 secunde se panichează, începe să blinkă-ne pe aici niște LED-uri roșii și spune să preiei controlul volanului pentru că altfel va frâna singură și se va opri. Deci, na, se descurcă foarte bine și la capitolul ăsta. Și acum, haideți să facem și testul de 0-100. Pentru asta nu avem foarte multe lucruri de setat sau de făcut. Tot ce trebuie să facem este să intrăm în My Mode, punem mașina în modul Sport. Am activat modul Sport și putem să plecăm. Deci, 3, 2, 1 și... 80, 90, 100, 6,18, mamă, i-a declarat 5,5, stai așa că vreau să mai facem o încercare totuși, să dezactivăm un pic controlul stabilității, ia să vedem dacă știu cu ceva chestia asta, deci intrăm aici frumos, drivetrain and sound, ai unde e, assistance, bun, 3, 2, 1 și... 70, 80, 90, 100. Ok, față de 5,6, 5,5, 5,6 cât a declarat, este o diferență destul de mare. Și acum 3, 2, 1 și 2 de capul meu. Deci wow. Deci stai așa un pic. Din ce mi-aduc aminte un 3,2 parcă înseamnă că 45 de metri, deci 2,7, deci asta în zona 30-35 de metri, adică e foarte, foarte bine. Doamne, cum a oprit. Ce că tot ziceam noi că vibrații, că nu știu ce, că nu, asta trebuie să fie la ABS. Uite că mașina asta aproape că a înțepenit în loc și mi-a scos creierul, mi-a luat amețeală, nu mai văd pe unde merg și n-a avut nicio scârție, nicio vibrație. Doamne, cum a frânat, deci este wow. Nu mi-aduc aminte ultima mașină mai normală care să fi frânat în halul ăsta. Și am mai rămas să vorbim despre vizibilitate. Parbrizul este de dimensiuni bune, dar totuși apar câteva unghiuri moarte deranjante în jurul stâlpilor A. Dar, ca o chestie plăcută, oglinzile laterale sunt destul de mari, chiar foarte mari pentru o mașină de
aceste dimensiuni. Deci chiar vezi tot ce vrei, tot ce trebuie în ele, n-ai nicio problemă. La fel și luneta și oglinda retrovizoare foarte, foarte mari. Și din punct de vedere al zgomotelor la rulare, se par aproape inexistente. Zgomote de vânt, să zici că apar un pic pe la viteze de 130 de km pe oră, 140, viteze de autostradă, dar în rest nimic, nici de la vânt, nici de la interacțiunea pneu-drum, este foarte, foarte liniște în habitatul lui iX1. Și încă un lucru foarte interesant la BMW iX1, faptul că tu îți poți precondiționa bateria înainte să o încarci, de preferat cam cu 15 minute înainte, aici pe precondiționare, iar ea, mașina se va asigura că bateria nu este nici prea caldă, nu este nici prea rece, astfel îi putea extrage toată puterea din stația de încărcare și să fie totul în regulă, pentru că ajută și la protejarea bateriei. Iar tu faci acest lucru foarte simplu, intri în meniu și te duci la charging și ai charging mode, departure plan, AC limit, charging target, preconditioned battery. Și spune că îți va permite să încarci mai repede la temperaturi joase sau temperaturi înalte. Și încă un lucru interesant, dar care din păcate nu a fost încă introdus și în România, nu știu de ce, poate nu este infrastructura atât de bună momentan, îți prestabilește mașina cu ajutorul navigației de la BMW traseul în funcție de kilometri pe care trebuie să-i parcurgi, de limitele de viteză, de condițiile traficului și de stațiile care sunt pe parcurs. Adică dacă pleci acum la Cluj, o să fac o mașină un traseu special până de să iei, la ce stație să oprești și așa mai departe. Adică mai stai tu cu harta în mână să vezi, să te chinui, să te gândești, faci ea totul pentru tine. iX1 este cel mai tare și cel mai bun model de iX1 care a fost făcut vreodată de marca germană în toate cele 3 generații. Și nu o spun doar eu, o spun și vânzările. Pentru că de când a apărut primul model, BMW a vândut 2,7 milioane de asemenea modele. Iar în Marea Britanie, doar acolo am găsit statistică, BMW preconizează că 66% din modelele de iX1 vândute vor fi iX1. Deci este clar, este cel mai tare BMW iX1 făcut vreodată. E drept, încă nu am condus și nu am mers cu modelul M35i. Dar până ce apare acel model, acesta rămâne regele tuturor modelor de iX1. Așa că până data viitoare, nu uitați de un like, nu uitați de un subscribe, nu uitați de platforma noastră AutoVantage și spuneți-mi acum ce model de iX1 dintre toate generațiile și toate motorizările v-a plăcut cel mai mult.